Crezi că Tănase îl poate înlocui pe Florinel Coman, despre care spun eu că se vede foarte, foarte mult în jocul, lipsa lui este sesizabilă în jocul FCSB? Da, Coman, din păcate pentru cei de la FCSB, e o pierdere pe care până la ora asta n-au rezolvat-o. Cu toate eforturile făcute de domnul Becali, de către cei de acolo, deocamdată aducerea lui Ștefănescu n-a avut impactul pe care se gândeau că îl va avea. E greu să înlocuiești un jucător de, cel puțin pentru nivelul României, de anvergura pe care o avea Coman. În ultimii ani a fost un jucător care realmente a făcut diferența. Un jucător care crescuse foarte mult din toate punctele de vedere, atât mental, fizic, din punct de vedere tactic. Da, un jucător complet. Acum, Tănase se întoarce... E un jucător diferit puțin decât Coman, dar Tănase, în momentul când a plecat, era un jucător care și el, la momentul la care a plecat, era un jucător care făcea și avea impact. Cum a fost Coman. Da. De ce nu? Tănase poate suplini absența lui Coman. E un jucător care a avut un impact foarte mare la FCSB. Acum nu știu în perioada asta de 2 ani la ce nivel s-a aflat, pentru că aici nu vii de pe zi pe alta și ajungi într-o formă, dacă tu 2 ani de zile ai avut un nivel în care nu te-ai pregătit 100% la fiecare antrenament, intensitatea în meciuri a fost una scăzută și cu tot respectul e o diferență între Europa și ceea ce se joacă prin Asia, indiferent de campionatul pe care îl alegem. Rămâne de văzut, dar Tănase are toate premisele să ajungă la un nivel bun. Acum nu știu dacă îl poate înlocui și cu tot ce a însemnat Coman în ultimul an, cu multele goluri pe care le-a făcut, pe care le-a dat, cu diferența pe care o făcea în teren, rămâne de văzut. Doar că echipa mi se pare că e în pierdere de turație. Probabil au început, sunt și foarte, foarte multe jocuri. Și în primul rând contează în momentul de față cupele europene. Să nu uităm ce s-a întâmplat cu FCSB. În urmă cu 2 sezoane, când a început slab și dacă nu ar fi avut acel start de sezon, ar fi luat campionatul și în urmă cu 2 sezoane și startul foarte bun din sezonul trecut. Aici, uitați-vă, vorbim de Craiova, da? Au ieșit din cupele europene, dar pare că e o echipă proaspătă, jucătorii au plăcere, se mișcă mult, sunt creativi. În momentul în care joci miercuri sâmbătă, lucrurile se complică puțin. Știm, e boala fotbalului românesc. Gabi! Ai văzut faza cu Olaru, eliminarea cu Bordeanu? În primul rând, spunem dacă e intenție. Nu pot să spun dacă e intenție, că el era cu spatele. Poate a vrut să lovească, poate nu, dar e cu spatele. Eu nu văd o intenție în asta. Și văd un galben, dar nu de roșu. Spui tu că nu era de roșu? Eu zic că nu de roșu. Eu zic că e și... Nu știu. Haide să ne dăm cu părerea. Marius Mitran, roșu Ferrari, cum se spune. Roșu Ferrari, da. Ovidiu Burcă. Da, uite, hai că acum văd cum întoarce capul. Că și eu am fost suspendat din cauza asta. Am fost suspendat pe proba video pentru Mauașul Gheri din Ghedan de genul ăsta, pentru că eu și eu spun că vrea să dea. Întoarcerea capului că îl vezi pe adversar că vine. Se informează. Da, se informează și el s-a informat. Și eu am fost suspendat după etapa respectivă. M-au analizat la o emisiune din asta și mi-a dat suspendare. Vorbim în continuare. Gabi, trebuie să ne luăm la revedere de la telespectatorii noștri, cei care ne-au urmărit pe Prima Sport. Noi rămânem în continuare pe ProSport, pe YouTube și pe Facebook și dezbatem. Urmează și o rubrică foarte, foarte interesantă. Primul la acest altar este Gabi Tamaș. Rămâneți cu noi pentru că vom avea surprize plăcute. Termineți ideea, Gabi, cu informatul și cu acest galben pe care l-ai dat și te duci acum la camera VAR și spui că e roșu. Tu analizezi totul până a da roșu. Te duci la camera VAR, informare, vede că vine adversarul. Inițial, arbitru a dat galben. Păi asta îți spun, că la prima fază când vezi, zici că, domne, n-a văzut că vine, dar după aia vezi cum face cu capul așa și e informarea. Și atunci e și lovire, poți să-i dai roșu. Deci îți schimbi părerea? Nu-mi schimb părerea, poți să dai și galben și roșu. Este la latitudinea, un fault, nu este cu o agresivitate ieșită din comun. Eu asta vreau să spun. Și atunci arbitrul este acoperit și de roșu și de galben. Că poți să dai
când veneau arbitrii la noi și ne spuneau înainte de campionate, și tu știi foarte bine, îți spuneau anumite faze. Și aici este galben spre roșu, poți dai și roșu sau și galben. Nu știu unde este încadrat faultul acesta. Dacă era un arbitru și spunea, îți spunea clar ce scrie în regulament. Știi? Bordeanu, jucătorul agresat, spune că a avut intenție. Olaru. Olaru spune că nu, dar transmite după dacă Bordeanu a spus așa, atunci... Spune că nu, dar lasă niște porți acolo. El își ia fapta pentru... și spune am greșit, dar își ia fapta cartonașului roșu. Nu și ia și vina probei intenției de a lovi. Știrea zilei pentru FCSB este că echipa pleacă din Ghencea din cauza gazonului. Știm, vine și echipa națională în Ghencea. Am văzut ce s-a întâmplat cu gazonul și spun că nu este o problemă exclusivă a stadionului din Ghencea. Este o problemă pe care am văzut-o în această vară caniculară pe mai multe stadioane din Superliga. Chiar și aseară în Giulești au fost probleme. FCSB s-ar putea să joace pe Arcul de Triumf alături de Dinamo. Cât contează? Pentru că întoarcerea FCSB-ului, venirea FCSB-ului în Ghencea a fost așa, a avut și un element de metaforă pentru suporteri. Contează foarte mult, în primul rând, și eu cred că unul dintre motivele pentru care FCSB n-a putut să treacă de Spartak a fost faptul că au jucat pe un teren care le-a convenit mult mai mult celor de la Sparta Praga. O echipă cu talie, o echipă de forță, e mult mai avantajată pe un teren care se rupe, un teren greu. Steaua, o echipă care îi place să aibă controlul posesiei, cu jucători poate nu atât de puternici din punct de vedere fizic, ca și robustețe, dar mult mai fâșneți, mult mai... Și a fost clar că au avut de pierdut foarte mult pentru calitatea pe care a avut-o gazonul. Asta cu gazonul e o problemă a celor care se ocupă de, eu spun din proprie experiență, faptul că aceste călduri prin gazoanele nepregătite de primăvara, pentru că problema asta deja se știe de foarte mult timp, că vara în jurul și căldura asta foarte mare face ca rădăcina firului de iarbă să vină foarte sus, numai își pierde adâncimea. Nu trebuia atunci, să știm treaba asta până 100%, acum? 100%. Cine îngrijește și, mă rog, sunt... Uite, și gazoane care arată bine. La Craiova arată bine, da. Da? Pentru că au previzionat din timp. Dar vedeți că și la Craiova se rupea foarte, foarte des. S-a depășit momentul. S-a depășit de la început. Dacă țineți minte. Bine, stai că avem acum perioada concertelor. Să vedem ce se va întâmpla în seara asta pe Cluj Arena. Să vedem ce se întâmplă când terminăm și revin echipele pe Național Arena. Asta e o problemă care ține de gospodăria interna fiecărui stadion și, mă rog, aici nu știu dacă echipele mai au în Ghencea. Când te duci, mă gândesc că cei care sunt niște oameni acolo, din nu știu cum, dacă Steaua mai are, cum aveam pe timpuri, da? La Rapid, peste tot, exista un om care știa foarte clar și se ocupa de gazon. Cei care fac mentenanța stadionului. Acum sunt firme. Sau...